De altă parte, deputatul neafiliat Iurie Leancă face trimitere la o analiză publicată de Ministerul Economiei, care demonstrează contrariul. O treime din antreprenorii audiați se plâng că fiscul s-a transformat în racket. Dacă la ceilalte organe de control verificările au scăzut, unica instituție care a venit cu mult mai multe controle, inopinate din 70.000, inopinate sunt 50.000, a fost doar fiscul. Dacă vă uitați la analiza respectivă, iarăși, 31% din întreprinzători spun că fiscul vine pentru a face rachet, și nu pentru a contribui la plățile respective. Da, noi înțelegem. Niciodată nu o să fie nimeni, pentru că asta este o axiomă, iubitor sau amator a serviciului fiscal. Asta e funcția lui, de a controla agenții economice, cât există un stat. Dar vreau să vă spun că la o recentă întâlnire care a avut-o domnul prim-ministru cu reprezentanții mediilor de afaceri din diferite sectoare a economiei, nici un agent economic care să spună, sau o asociație de agenți economici, critici sau observații în adresa serviciului fiscal. Contribuabilul nu este un dușman a statului. El este lucru sfânt la care statul trebuie să uite. Și în așa formă se restructurează serviciul fiscal din Republica Moldova. Se pare că ministrul Anatol Arapu a trișat când a spus că la întrevederea cu premierul, agenții economici nu s-au plâns de controlele inopinate. La întrevederea de pe 8 octombrie, reprezentanții mediului de afaceri au invocat nereguli în efectuarea controlului de stat asupra activității de întreprinzător. Potrivit lor, unele autorități publice intervin în activitatea agenților economici fără a avea cauze clare, fără decizii de control și alte documente oficiale necesare. Totodată a fost semnalat și faptul că sistemul registrului de stat al controlelor, platforma informațională controale.gov.md, nu este valorificată de către o serie de instituții de stat abilitate cu funcția de control. Astfel, din 28 de instituții, doar 8 utilizează această platformă în conformitate cu legislația în vigoare.